Singurătatea pare să crească riscul de declin cognitiv mai târziu în viață, deci dacă te căsătorești, scapi de demență. Cel puțin asta au descoperit cercetătorii într-un recent studiu. Astfel, un nou studiu a constatat că persoanele căsătorite au un risc mai scăzut de demență și tulburări cognitive în comparație cu persoanele singure sau divorțate, susținând alte cercetări semnificative privind beneficiile companiei umane. Analizând un eșantion semnificativ de adulți în vârstă, cercetătorii de la Institutul Norvegian de Sănătate Publică au identificat un posibil factor de risc scăzut al demenței, dacă ești căsătorit sau ai un partener, în timp ce cei care erau singuri aveau un risc semnificativ crescut de a dezvolta boala. Pentru a cerceta mai mult în asocierile dintre căsătorie și sănătatea cognitivă la persoanele în vârstă, cercetătorii au luat un eșantion de 8706 adulți cu vârste cuprinse între 44 și 68 de ani și au urmărit pe măsură ce au trecut de 70 de ani. Scopul a fost să identifice câți dintre ei au fost considerați izolați, cei singuri sau divorțați și dacă a existat o legătură cu cei care au dezvoltat demență după 70 de ani. Studiile anterioare au identificat că izolarea socială este un factor de risc puternic pentru demență, în special la bărbați și cei fără copii. Cu toate acestea, acest studiu a implicat atât bărbați cât și femei, precum și persoane cu și fără copii. Rezultatele au arătat că 11,6% din indivizi au dezvoltat demență, iar 35,3% au dezvoltat tulburări cognitive ușoare. Dintre acești oameni, cea mai scăzută incidență a demenței a fost la cei care au fost căsătoriți continuu, iar cea mai mare a fost la cei care au fost căsătoriți, apoi divorțați. Când cercetătorii au ajustat cifrele pentru a vedea cum ar arăta cazurile de demență dacă toată lumea ar avea același risc ca grupul căsătorit, calculele lor au arătat o reducere cu 6% a cazurilor, relatează playtech.ro.